beautiful township of Kiwiest. We had such a wonderful visit here with the mayor and his team, who are hosting 28 refugees from Ukraine. They are families, children, adults. Most men are at work, the ones who were able to escape Ukraine, and they are adjusting quite well, and their needs are met. They have been welcomed with love and care. Everyone is very grateful, and they hope for peace and for a chance to rebuild their life in Ukraine. So what is your name and what is your story? Меня зовут Гончарова Елена. Мы приехали сюда с Донецкой области, город Мирноград. She came from Donetsk. No. Я приехала сюда с сыном и с мамой. She came here with her son and her mom. В Донецкой области у меня остался муж и сын. In Donetsk she has a son and her husband. Из-за военных действий они не могут выехать из Донецка. And because of the war they cannot come here. У нас там очень напряженная ситуация, и дома практически нет. The situation there is very hard, and they almost have no house there. Мы доехали сюда очень хорошо эвакуационными поездами. They came here easily because there were trains of evacuation. Мы доехали до Львова, а со Львова мы приехали сюда на автобусе общем. They came to Львов, and then from Львов with the bus they came to Romania. В Румынии нас приняли в этом замечательном... Сначала нас приняли в МИИ, был прекрасный трехзвездочный отель, ну потом... В Быстрице. Да. МИИ. А потом мы приехали сюда. Благодаря Габриэлю. Да. At first they came to three-star hotel, and people greeted them with much love, and then they came here. Там в Бистрице тоже очень хорошо о нас заботились, нам помогали всячески, и гуманитарная помощь, у нас очень хорошо кормили, и всячески очень прекрасная женщина руководила этим предприятием. Ей тоже выносится отдельная благодарность, потому что, ну, действительно, люди вошли в положение в наше, и все пытались как-то помочь. Еще был такой замечательный человек, как Паша, который очень много сделал для всех нас, который уехал к вам в Америку, и ему тоже отдельная благодарность. Он переживал обо всем и о том, что мы сейчас происходит, и то, что сейчас мы здесь. In Bistrica, they were taken care of very well. They ate enough, they were given enough food, they were given enough clothes, and also there was a woman that took care of them, and she wants to thank that woman. Also, she wants to thank a volunteer from Ukraine, from Chernivtsi. His name is Pasha, and now he wanted to go to America. Probably he already went. And she's very thankful to him because he shared their stories, and somehow they could come here. И здесь мы очень довольны, очень хорошо. Все люди очень хорошо к нам относятся, вошли в наше положение, нас кормят, поят, одевают, ну все полностью от начала до конца. Благодарность этим людям. Взяли на себя. Да. They are satisfied with everything from the beginning till the end. Clothes, food, water, everything that they need, they here get it. Спасибо им огромное. Хотим, хотим, чтобы они тоже услышали, и народ услышал, потому что люди заслуживают правильного внимания. You want everyone to hear this. Yes, yes, definitely, they deserve. So, Mr. Mayor, I just heard wonderful things about what you did and your community. Can you share with us about how did it all happen? Mm-hmm. Deci, dacă ați vrea să povestiți cum s-a întâmplat tot, cum i-ați primit, cum a fost, cum a fost greu, să... un pic. Da, pot să vă spun câteva lucruri foarte
Eu sunt un uncu frică de Dumnezeu când am auzit că se întâmplă asemenea nenorociri în țara noastră vecină. Am pregătit ce vedeți aici pentru cazare, pentru cine vine aici să poată trăi, dacă se poate spune așa, în condiții normale. Când am auzit ce se... When I heard what was happening in our neighboring country, my heart was moved. I am a person with faith in God, and I started mobilizing my community and started putting together what was seen here. We wanted to be hospitable and take in the refugees that needed to be housed. Cum ați reușit să strângeți voluntarii, donațiile de care e nevoie? De unde au venit resursele astea? Că sunt mulți. Și am înțeles că comunitatea dumneavoastră e mică, în jur de peste 2.000-2.300 de locuitori. Extraordinar. Sau cum ați făcut asta? Faptul că aici în comună încă este frică de Dumnezeu. Când am anunțat așa un comitet de inițiativă cu toți preoții și pastorii din comună să ne întâlnim, să punem în discuție ceea ce intenționăm să facem. Toată lumea a spus da. When we started thinking about how we can put all this together, I reached out to the fellow pastors and priests from nearby churches, and we just brainstormed together how we can make this happen, and everyone said yes from the very beginning. Apoi primărie, aparatul de specialitate a primăriei este compus din niște oameni cu frică de Dumnezeu, între care două soții, una unui preot și una unui pastor, care de fapt sunt capul acestei acțiuni sau activități pe care o facem, doamna Raluca și cu doamna Marinela Boșca, soția preotului ortodox de aici și soția pastorului baptist de Chiuiești. Key persons who are really running the operation here, and they put together all the details, are the wife of cine soția prima? Preotului ortodox Albu Emanuel, mm-hmm. Doamna Raluca. Mrs. Raluca, she is the wife of the Orthodox priest in the church, the local church here. And Marinela, soția pastorului baptist Boșca Aurel. And Marinela, who is the wife of the Baptist Church pastor Boșca Aurel. Și cum au început lucrurile? Văzând că toată lumea este pentru a pune numărul să ajutăm pe cei nevoiași și cu frica de Dumnezeu pe care comuna Chiuiești o are, pentru că aici sărbătoarea este totdeauna sărbătoare cu biserică, așa, iar și în toate satele aparținătoare. Au început să vină oameni care s-au înscris să aducă alimente, să dăm hrană pentru cei nevoiași. Iar noi, de la primărie, am cumpărat lenjerie nouă, două seturi de, și una de schimb pentru paturi. Am pregătit pentru 35 de persoane. So the logistics started with just putting together lists and asking people to contribute, and this is how different donors sign up to bring different donations. Also the city hall purchased brand new linens, two sets for each room. Apoi am cumpărat frigider, am cumpărat mașină de spălat, am cumpărat filtru de cafea, filtru de apă potabilă. We purchased a refrigerator, a washing machine, a coffee filter, all the basic appliances needed to put together a kitchen that will feed so many people. Și după ce am luat legătura cu prietenii noștri care mergeau în Ucraina la graniță, așa am spus că sunt la Bistrița, niște
refugiați, așa, care sunt la un, o pensiune și nu mai țină acolo. Și noi am zis să aducă, și inițial au pornit să ajungă la noi 37 de total, wow. Au ajuns 28, ceilalți sunt în apartamentul fiului meu și a fiicei mele de la Dej, cu copii și cu câte două femei. Acolo nora mea, care este director la o grădiniță privată, zilnic merge la cumpărături, tot ce doresc ei acolo este plătit de noi. Și aici... O secundă. We have friends who were traveling to the border to Ukraine and were helping bring refugees. And I learned that in Bystrica there was like a bed and breakfast or motel that was accepting a high number of refugees, and they could no longer host them there. And at that point, 37 refugees got on the road heading our way, and we received We received 28 refugees here in our care, and the rest of them are in my son's apartment and somebody else's, and my daughter-in-law, who is director of a kindergarten, she is helping them. She goes daily for grocery shopping, and she just buys whatever these families need. Eu am considerat că acolo ce am învățat din Biblie, dacă suntem toți creația lui Dumnezeu și pământul și cerul este creația lui Dumnezeu și este sub mâna Lui, și noi trebuie să facem ceea ce ne învață Biblia. So I did what I learned in the Bible. We are all God's creation, and we are called to love people and show that love to others, to those who are the strangers and the ones who come in our community. So that's really what motivated us. Și ne-am lărgit familia, pentru că eu asta le-am spus când au venit aici, că noi dorim să fie familia noastră. So we extended our family. When we welcomed them here, we told them we'd love to keep them, to host them and welcome them as family members. Și prin înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o și ne-a îngăduit, așa, cu sănătate și cu de toate pe lângă cămările noastre, așa gestionez tot ce se întâmplă aici, prin fetele cu care v-am spus că conlucrez, că avem un comitet de inițiativă noi la primărie și în comună funcționează, așa că îi considerăm de ai noștri, familia noastră. Chiar le pot spune încă o dată și în limba ucraineană. Da. Он хочет вам сказать, что вы его семья сейчас, потому что семья увеличилась с того времени, как вы сюда приехали. Și tot ce au probleme, atât supărări interioare, i-am rugat să ne transmită. Noi ne-am organizat în așa fel încât la amiază le dăm masă prin catering, firmă care aduce mâncare gătită și controlată din punct de vedere medical și așa, iar seara și dimineața cu alimente pe care le asigură oamenii și noi împreună să-și gătească ei. Așa am căzut de comun acord cu ei. Da. Mai repetați, vă rog, da. Ați spus multe lucruri interesante. Deci de la început cu comitetul, nu? Da. Cu acest comitet de inițiativă coordonăm tot ce există aici, atât problemele de sănătate, pentru că i-am dus și la medic, și la spital, și la dentist, și la unde a fost nevoie, peste tot vrem să suferim împreună cu ei. So we have a committee that is working very closely on all logistics. They figure out ways to help families and individuals go to the doctor, to the dentist, and receive the medical care. And we want to suffer with them, but also to celebrate with them. Am dus copiii la magazine prin donații financiare.
la Dej să le cumpere îmbrăcăminte și încălțăminte după mărimile lor, deci de la magazin direct. Through donations, we took the kids and the adults to the store in Dej, and they were able to shop for clothing and shoes that fit them, and they are on their taste. Le credem noi, le creăm cât putem noi mai bine condiții să trăiască, deși în sufletele lor știm ce există, că trăim și noi alături de ei. We try to offer them the best accommodation and help them feel as welcome as possible, although we know that deep in their souls and hearts there is pain, but we are walking alongside them. Domnul primar, mulțumesc foarte mult. Apreciem tot ce faceți dumneavoastră și echipa dumneavoastră. De asemenea, mulțumiri comunității dumneavoastră, fiecărui membru pentru generozitatea lor. This is just so heartwarming. So thank you so much for being here, and may God bless you, and may God bless each and every one of you. This is a painting done by a refugee youth. Has the logo of Samaritas, so just a small token of appreciation, and thank you so much. May God bless you. Yes, can we put a photo pose now?